Panică printre participanții la trafic în zona gării Burdujeni. Un autobuz al Societății de Transport Public Local din municipiul Suceava a luat foc în timp ce se afla în stația de la gara Burdujeni. Incidentul, după cum declară șoferul, s-a întâmplat cu puțin înainte de plecarea în cursă. În autobuz se pare se aflau 2 sau 3 călători care au coborât imediat și și-au continuat drumul cu un alt mijloc de transport. Incendiul a izbucnit în partea din spate unde se afla motorul autobuzului. Până la sosirea pompierilor, incendiul a fost stins de șofer cu ajutorul stingătoarelor. Nu eram în trafic, eram aici parcat, urma să plec peste 10 minute în cursă, am tras o fată, am oprit, am deschis ușile, m-am dus să-mi iau o sticlă de apă de la șipot, întorcând înapoi, șeful dispecerul vine o fanică a foc, mașina fiind oprită, cu motorul oprit. Și eu un foc, pe unde nu știu. Și am luat stingătoarele, am dat cu stingătorul, colegi, oameni de aici. Am încercat să până ce au venit pompieri, am spus, nu, deci eu când deja am alergat, nu mai era nimeni, că deja, probabil că era 1-2, dar nu s-a întâmplat nimic. Echipajul de pompieri a intervenit doar pentru lichidarea definitivă a focului și înlăturarea oricărui pericol. Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurt circuit. Directorul TPL Suceava a declarat că autobuzul face parte din primul lot de mijloace de transport aduse la Suceava. Jurul orilor de la prânz am fost anunțat că în compartimentul motorului unui autobuz s-a declanșat un incendiu care în momentul de față îl bănuim că ar fi plecat de la un scurt circuit. Autobuzele sunt cu niște ani de folosire în spate, cu mulți kilometri la bord, cu multe ore de funcționare. S-a întâmplat, nu ne-am dorit, sperăm să-l punem pe picioare cât mai repede. Este un minus, cu certitudine, pentru faptul că autobuzele nu mai au asigurare casco și aceste cheltuieli le vom suporta din surse proprii, din încasările noastre.